Salutare! Salut! Ce faci, bărbate? Foarte bine! Bravo! Cum te cheamă? Numele meu este Dig Lucas, vin din Hunedoara și am 13 ani. A intrat hotărât. După mers așa, zice că o să faci un număr cu cubul Rubik. Cu cubul Rubik. Știu, dar după mers e Rubik. Ai venit hotărât. De câți ani învârți cuburile? Cam de 2 ani jumate. Mi-am dorit foarte mult să fiu aici. La România au talent, am văzut trupa Speed Cubing. Vreau să faci cubul. Mi-a plăcut foarte mult ce au făcut și am văzut că ei au câștigat premiul cel mare, de 120.000 de euro. Mi-a zis că și eu vreau să fac același lucru. Am aici un pachet de cărți, iar pe fiecare carte este câte un stack diferit. Da. Așa e. Prima dată, te rog, Mihai, să amesteci acest pachet de cărți. Pe stilul Vegas. N-am învățat un magician. Da, știi că sunt mai multe stiluri, exact. Mulțumesc. Plăcere. Dacă nici eu nu sunt bun la asta. Andy, acum te rog să alegi o carte și să spui cu voce tare ce steag este. Da, și știm. Cu voce tare? Da, și spui aici cu fața în sus. O pun cu fața în sus. Azerbaijan am ales. Mulțumesc. Andra, te rog să alegi și tu o carte. Ia să vedem. România. Tradițional a tras. Tradițional a luat. Dragoș, te loc să alegi și tu. Cehia, după față. N-ai dat. Și Mihai, revenim la tine. Păi normal. Prișiladu, obligadu, mama, Brazil. Deci avem Azerbaijan, România, Cehia și Brazilia. Da. Bine, eu sunt mai mult din Brazilia, dacă în zona Craiovei. Acum voi face fiecare steag pe aceste patru cuburi Rubik legat la ochi. Hai, mă! Nu cred că poți să faci așa ceva. O, eu dacă îmi pun de-aia mă ia somnul instantaneu. Vine după vârste, Andy. Ia, yeah. Și? Azerbaijan. Azerbaijan. Așa are, are dreptate. Albastru, roșu, da. Acum, bineînțeles, am făcut prima dată pentru Dragoș, Cehia! România! Iar încă nu am terminat. Acum voi face aceste cuburi Rubik la forma lor inițială. Băi, nene, cum? Asta e o șmecherie, într-adevăr. Aici puteam să intervin eu cu metoda mea. Le dădeam de pământ și le asamblam în 16 secunde. Cehia asta, ce probleme creează, deși eu am crezut că zic ia, uite mă.
mamă, ce moment tensionat cu... Da, pentru că el gândește cubul în niște formule, stăm niște scheme. Stăm toți în tensiune aici, zici că... Treci la următorul, dacă nu... Bine. Da. Mă, fie-mi, cu ce viteză. Aie, bravo, bravo. Bravo, da, bravo. A rămas, ne-am întors la Cehia. Da. Nu, mă, eu cred că le-au face intenționat. Să le țină în tensiune. Da. Dar mai știu unde a rămas? Asta mă întreb și eu. Dar poate să-și dea aia de pe ochi jos, că tot mi se pare, nu? Dar da? Oare l-ajută că noi vorbim în timpul ăsta? Să-mi amintesc de emoții. Nu-i nicio problemă, Lucas. Eu zic că e fantastic. Oricum. Refă-l acum, refă-l acum, că acum vezi și... Pot să-l fac acum? Da. Sigur. Ia uite cât de repede se mișcă. Era ceva de... Păi tu l-ai amestecat, tăticule, în halul ăsta. Tu cu mânița ta. Era greu, mă, cu ochii închiși. Oh, dar ce viteză are, frate.